Salutare, sunt Lucian și în acest clip o să facem repede un mic unboxing, dar și câteva teste cardului SD de la Sony, seria G UHS-II de 32 de giga. Odată cu apariția DSLR-urilor care fotografiază până la 45 de megapixeli, deci asta înseamnă aproximativ între 30 și 50 de mega o fotografie, anul trecut, adică în 2017, au fost lansate cardurile de la Sony, care conform specificațiilor au o viteză de citire de până la 300 de mega, iar o viteză de scriere de până la 299 de mega pe secundă. Până să-l iau pe acesta, cele mai rapide carduri SD pe care eu le aveam erau cele de 90 de mega, care în momentul în care fotografiam în rafală RAW cu un aparat care suportă fotografii până la 45 de megapixeli, sincer, făceau față destul de greu. Ok, v-am zis că o să facem rapid un unboxing, nu cred că sunt foarte multe lucruri pe care le găsim în cutie, dar găsim manualul de instrucțiuni, garanția, care este de 5 ani de zile, tot manual de instrucțiuni și cardul, care din ce văd sunt plăcut surprins, se află într-o carcasă de plastic, iar în comparație cu cardurile pe care le am, văd că are o serie de pini în plus, asta înseamnă că viteza respectivă, sau din ce spun ei, din ce spune producătorul, viteza respectivă o puteți atinge doar dacă folosiți cititoare de carduri care sunt compatibile SDHC2. Eu am un astfel de cititor, după cum v-am spus mai devreme, să-l supunem unor teste de benchmark, iar apoi o să copiez un clip pe el și în același timp de pe el o să copiez iarăși în calculator ca să vedem viteza de scriere și citire. Ok, eu mai am aici câteva carduri. Mai am cardul de la Sony, tot de 32 de giga, care are viteză de citire de până la 95 de mega și de scriere de 90 de mega pe secundă. Acesta în comparație cu celălalt, văd că nu vine cu o carcasă. Să vedem ce găsim aici. Presupun că la fel, manualul de utilizare, cardul acesta. Și la fel ca și cel anterior, și acesta are o garanție de 5 ani. Ca să vă arăt diferența de pini, acesta din dreapta este cardul de 95 de mega, iar acesta este de 300 de mega. De asemenea, mai am încă un card de la Sony. Este din altă gamă, dar o să-l introduc și pe acesta în teste ca să vedem. Este un card XQD din seria G, care are viteze de scriere de până la 400 de mega, iar de citire de până la 440 de mega pe secundă. Iar ca să testăm, o să folosesc acest card reader, mai exact modelul MRW-E90, iar înăuntru găsim manualul de instrucțiuni, la fel garanție de 5 ani de zile, card reader-ul, care este compatibil USB 3.1. Și acesta este încărcătorul. Dar să revenim la cardul nostru, o să vă dau în momentul de față câteva specificații. Este disponibil în capacități cuprinse între 32 și 128 de giga. Interfața, după cum v-am zis mai devreme, este UHS-II. Viteza de citire este de până la 300 de mega pe secundă, viteza de scriere până la 299 de mega pe secundă. În momentul de față, fiind cel mai rapid card SD de pe piață care are aceste viteze. Clasa de viteză SD este clasa 10, iar clasa de viteză UHS este clasa 3. Temperatura lui de operare este între -25 și 85 de grade, iar de asemenea fiecare card dintre toate acestea vine cu un soft de recuperare dat de către cei de la Sony, îl găsiți pe site-ul oficial Sony, se numește File Recover, iar în același timp este rezistent la raze X, la apă, la praf, la șocuri, dar din punctul meu de vedere, până să primească el un șoc, cred că mai repede se întâmplă ceva cu aparatul. Ok, în continuare o să trecem la calculator și o să-l supunem testelor atât pe el cât și pe celelalte. Ok, după cum v-am zis mai devreme, o să facem câteva teste, iar primele teste o să fie în benchmark-uri, adică în Crystal DS Mark și în HD Tune, iar următorul test o să copiez un clip de pe calculator pe fiecare card în parte, iar apoi de pe card în calculator ca să vedem viteza de scriere și citire în momentul folosirii lui în Windows. Ok, vom începe cu Crystal DS Mark. Aici o să selectez un singur test, un fișier de 4 GB, de aici selectez locația, adică el este cardul meu, iar apoi dăm click pe All. O
Ok, acestea sunt vitezele în Crystal Disk Mark, de citire de 240 de mega și de scriere de 221 de mega pe secundă. O să facem în continuare aceleași teste și în HD Tune, ok? De aici o să selectăm cardul, benchmark. În continuare o să facem un test în care o să copiem un fișier din calculator pe card, dar și invers. O să începem cu cel în care copiem de pe calculator pe card. Ok, fișierul este de aproximativ 2 giga. Ok, acestea sunt testele, vitezele sunt de peste 200 de mega pe secundă. Producătorul spune că are o viteză de până la 300 de mega pe secundă. Acum diferă foarte mult, cred, și de configurația calculatorului vostru. Eu am testat cu card reader-ul acesta, MRW-E90, și am conectat cititorul de card într-un port USB 3.1. Placa de bază este X99. Procesorul RAM nu cred că are importanță foarte mult. Ok, acestea sunt testele pe care le-am făcut cardului acesta de la Sony, de 32 de giga, dar și celelalte două. CLSQD, nu știu ce s-a întâmplat, în benchmark-uri la scriere era undeva, după cum ați văzut, la 55-60 de mega pe secundă, cu toate că apoi când am copiat din Windows s-a ridicat de până la 200 de mega pe secundă, chiar nu știu. Dar revenind la acest card, este un card care, după cum ați văzut, ajunge pe undeva la 200 de mega pe secundă viteza de citire și scriere. Acum această viteză poate să difere la voi în funcție de configurația calculatorului vostru. Ok, ca și o concluzie, pentru cine recomand aceste carduri? Celor care filmează 4K și cei care fotografiază în rafală RAW, dar cu DSLR-uri sau aparate care au o rezoluție de megapixel foarte mare. Eu o să-l folosesc în continuare, mă ajută destul de mult viteza lui de scriere pe card. Viteza de citire de pe el mai mult sau mai puțin, dar mă interesează foarte mult viteza de scriere, care este, după cum ați văzut, aproximativ 200 de mega pe secundă. Calitatea cardului este destul de decentă în comparație cu cel XQD, care pare mai solid, mai rezistent. Pentru fiecare card în parte, dar și card reader, găsiți mai jos în descriere link de unde puteți să le achiziționați. Iar până data viitoare, la următorul clip, aveți mai jos în descriere mai multe informații despre mine. Nu uitați să vă abonați la canalul de YouTube F64, iar dacă aveți întrebări sau sugestii, aștept comentariile voastre mai jos.